Valorile omului pe poziție de cea mai avansată specie de pe pământ sunt pe cale de dispariție. Vin tare din spate roboții care vor să ne ia locul imediat. În asta crede unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, Elon Musk, care a declarat că până la sfârșitul anului viitor, inteligența artificială o să fie mai deșteaptă decât orice om de pe pământ. Nici geniile nu scapă de predicțiile lui Elon Musk. Totuși mai rămâne o problemă. Trebuie să avem suficient curent și calculatoare destul de bune care să țină în viață super inteligența artificială. Până atunci, Musk vrea și el un loc la masa dezvoltatorilor de inteligență artificială. Se mândrește că noua versiune a chatbotului făcut de el, Grok, care este mai bună decât ChatGPT-4, update-ul pentru Grok, o să fie lansat în mai. Pe cealaltă parte a pământului, banii pentru inteligență artificială vin direct de la stat. Coreea de Sud vrea să bage 7 miliarde de euro în dezvoltarea inteligenței artificiale ca să țină pasul cu America, Japonia și China, dar și ca să rămână liderul lumii la producția de semiconductori. Coreea de Sud a vândut semiconductori de 12 miliarde de euro doar în luna martie. Roboții, cu siguranță, dacă stăm să ne uităm și acum, sunt, și mă rog, aici mă refer la inteligența artificială, este mai inteligentă decât noi, având în vedere cât de rapid se mișcă în momentul în care îi cere anumite task-uri, da? Pentru că are la dispoziție... Și dacă cer să dispară, dispare? Asta încercăm și vedem, dar nu despre asta discutăm acum, ci discutăm despre inteligența ei și de ce este deasupra noastră, pentru că are capacitatea să se miște mult mai repede datorită tehnologiei, să pună cap la cap informații, cercetări, să studieze documente de 600 de pagini într-un timp pe care noi nu putem să-l facem din cauza. Asta nu pentru că nu am putea, ci dar ca timp, da, ca rapiditate. Inteligența artificială este peste noi și aici trebuie să Știi acceptăm ce și să o aprobăm. Da. Mă sperie ce spui și tu și aud mulți. Iată că inteligența artificială ne va depăși, va fi. Dar de ce nu luptăm ca omul să depășească acea inteligență artificială fantastică? De ce omul să nu se autodepășească? Și este una dintre temele pe care vrem să le folosim și mâine în emisiunea Știu pe ce lume trăiesc aici cu Adrian Sârbu și cu Nemo. Vrei să mai spui ceva? De ce nu putem să conviețuim, Hofi, să ne ajutăm de inteligența artificială? Că, de fapt, o să fim obligați să ajungem acolo. Dacă suntem obligați, cu plăcere. Spuneam că și mâine vom discuta aici la Știu pe ce lume trăiesc despre implicarea inteligenței artificiale în educație. Și asta vreau să vorbim și cu Mihaela Ștefan, nu doar cu Mihaela Măncil, avem multe Mihaela astăzi, super ofertă, că da, de-aia aveam știrea cu ofertă. Ar trebui să adaptăm educația la noile evoluții tehnologice, să integrăm AI-ul în învățare? Sau să ne fie frică? Pentru că auzim ambele tabere la fel de virulente. Cred că amândouă, dacă o să fiu mai îndrăzneață. În primul rând, da, e normal. Există acest văluc al unei forțe distrugătoare, creatoare, care urmează să construiască un alt fel de sistem social și economic și ea trebuie integrată în educația tinerilor, pentru că altfel o să se trezească într-un viitor căruia ei nu o să le corespundă. De asta noi acum în sectorul 6 vom dota peste 1188 de săli de clasă cu material TIC, videoproiector smart, tablet smart și tot ce e nevoie pentru a se desfășura ora în online. Vom dota peste 30 de smart lab-uri cu ochelari VR și tehnologie de ultimă generație și peste 28 de laboratoare de informatică. Ai spus mai devreme despre TIC, era vorba de prescurtarea de la TikTok sau de ăla cu tehnologia informației? Nu, tehnologia informației și a comunicării de... Voi vorbiți de Elon Musk și de AI-ul care urmează să, într-un mai puțin de un an, să depășească mintea umană, dar... În România, informatica se face în continuare după manual și sunt, din păcate, școli unde informatica se predă, nu se învață într-un laborator dotat ca la carte, cu profesori care să aibă competențe digitale reale și să îi educe pe copii în spiritul acestei noi realități. Deci, ca să vă răspund pe scurt, da, AI-ul și toate beneficiile lui trebuie integrate în viața de zi cu zi, trebuie găsite
toate oportunitățile pe care el le poate oferi ca să ne facă viața mai bună, poate să ajute la operații, poate să ajute la cei care, nu știu, dezamorsează bombe și să reușim să evităm pierderi de vieți inutile. Sunt multe locuri unde AI-ul poate fi folositor. Dar așa cum istoria ne-a învățat în multe rânduri, genul ăsta de tehnologie în mâinile cuiva cu intenții rele poate duce la lucruri mai puțin bune și de asta e important să o cunoaștem, să ne familiarizăm cu ea și să nu o vedem ca pe un dușman. Da, dar ne așteptăm, așa cum bine ai zis, așa cred și eu.